Bună dimineața sau bună ziua sau bună seara, dragi români de pretutindeni, bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru, Revista România Culturală Podcast. Astăzi este 24 ianuarie 2022. Sărbătorim, bineînțeles, mica unire de la 24 ianuarie 1859. Avem un motiv de sărbătoare destul de puternic. Este unul dintre acele evenimente care a fost de bază pentru înfăptuirea marelui proiect. Proiect de țară de suflet al românilor, unirea, care s-a concretizat în 1918 cu Marea Unire de la 1 decembrie. Am mai vorbit despre acest proiect și o să mai vorbim, pentru că este necesar, iată. Am vorbit despre mica unire, de asemenea, în diferite articole, dar și pare mi se că am făcut și un episod de podcast anul trecut, tot așa, pe 24 ianuarie. Era un pic mai cald, acum se pare că, deși a fost în prima parte a zilei mult soare, în a doua parte s-a înnorat, este foarte frig, destul de frig. Temperaturi negative dimineața, temperaturi negative ziua, minus 2, minus 3 grade. Asta este, dar temperaturile pozitive trebuie să fie în suflet. Unirea, spuneam, a fost proiectul de țară de suflet al românilor de prin toate meleagurile. Fie că vorbim de Muntenia, de Moldova, de Transilvania, inclusiv de Marea Țară a Moldovei, de dincolo, de Prut, bineînțeles, încă de acum mai bine de 2000 de ani. Ne aducem aminte că tracul Jet Burebista a fost unul dintre aceia care a reușit să unească toate triburile trace într-un singur mare regat al Traciei Nord-Dunărene, dar, desigur, și al tracilor sud-dunăreni. Nu putem să uităm și pe ei, pentru că și acolo, la sud de Dunăre, există comunități românești. Există, bineînțeles, comunități românești și în Ucraina de astăzi, desigur, și în Polonia, comunități românești vechi, volohi, valahi, ne aducem aminte. Dar este un proiect de suflet care s-a tot concretizat și s-a tot concretizat și iar s-a concretizat. Pentru că de fiecare dată când aici la răscurcea de drumuri dintre Asia și Europa, dintre marile continente străvechi ale lumii, când ne-am aflat în pericol, ne-am aflat la ananghie, de a fi atacați, cuceriți, cotropiți, distruși, jefuiți, ca și popor, ca și neam, ca și țară, ca și patrie, a trebuit să ne unim. Cum este astăzi unirea față de cum a fost? Avem o mare prăpastie, să spunem așa, între Marea Unire și ceea ce trăim astăzi, adică 24 ianuarie 2022 și 1 decembrie 1918, sunt mai bine de 100 de ani, bineînțeles, în care am trecut prin multe schimbări și nu în bine, schimbări negative, dar au fost și schimbări pozitive. După 1918, imediat, s-a văzut că România a început să crească din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere politic, din punct de vedere educațional și multe altele. Știm bine că perioada interbelică a fost o perioadă de prosperitate pentru noi. O perioadă puternică în care economia a explodat în așa fel încât am devenit în scurt timp grânarul Europei, de parcă nu eram oricum, dar
am fost consacrați, am fost recunoscuți de data aceasta. Prin anii 20 ai secolului trecut, ca fiind grânarul Europei, marele producător de grâne, marele hrănitor de popoare. Mai suntem astăzi producători de grâne? Pe grânele pe care le producem le exportăm și importăm făinuri, importăm paste făinoase din materia noastră primă, ne alegem cu foarte puțin. Și asta nu e singurul lucru care se întâmplă, singurul aspect agricol, să spunem așa, care pățește aceste lucruri. Bineînțeles și cu legumele se petrece cam același lucru, un pic mai mult sau mai puțin diferit, în funcție de în funcție de recolte, în funcție de anotimp, în funcție de cum se desfășoară agricultura în general. Dar, bineînțeles că se pierde foarte mult, foarte multă materie primă. Mai mult de atât, avem, cu toate că un teritoriu, o țară foarte bogată în resurse, ne rămân foarte puține pentru noi, efectiv. În mare parte sunt exploatate și exportate în afara țării, astfel încât noi importăm peste 80% alimente în măsura în care am putea să producem toate aceste. Dar iată, Uniunea astăzi ar trebui să fie foarte puternică, mai ales pentru că trecem prin perioada prin care trecem. Suntem în pericolele, iată, în care ne aflăm. Unirea ar trebui să fie din ce în ce mai puternică și mai forte, atât din punct de vedere social, civic, dar și din punct de vedere politic. Pentru că astăzi, iată, avem totuși politicieni care încearcă să facă ceva, politicieni unioniști, politicieni suveraniști, cu toate că au fost acuzați că sunt fasciști, că sunt extremiști, că sunt inclusiv, de ce nu, legionari, în măsura în care n-au niciun fel de legătură cu acea mișcare din perioada interbelică. Dar ei fac ceva, ei deranjează pentru că sunt naționaliști, patrioți în felul lor și ca ei mai sunt la alte niveluri, bineînțeles, și alții, alte grupuri de români. Unirea ar trebui să fie, față de cum a fost, credem noi, mult mai puternică, în sensul că atunci când se dă chemarea la o acțiune civică, un protest, nu știu, o acțiune în plan juridic colectivă, să fie, dacă nu toți, extrem de mulți care să răspundă și să coopereze, să conlucreze cu ei înșiși și între ei și să meargă mai departe, practic, să realizeze toate acele acțiuni, pentru că le realizează pentru noi, pentru țară, pentru ei, pentru noi toți, pentru viitorul nostru. Pentru că viitorul, iată, este foarte sumbru, viitorul este acum pe repede înainte, a accelerat mai mult ca înainte, de când cu această așa numită pandemie, de fapt plandemie, a accelerat cu o viteză așa de mare și de amețitoare, încât împreună cu cultura anulării și cu alte astfel de, să spunem așa, aspecte ale corectitudinii politice, tinde să radă totul, tot ce are iz de național, de patriot, de naționalist, tot ce are iz de creștinătate și de creștinism, mai ales
creștinismul ortodox, bineînțeles, care, iată, este cel care s-a opus practic tuturor acestor dictaturi, să spunem așa, medicale, sanitare sau cum se vor a fi numite. Deranjăm foarte mult și poporul unit este cel mai puternic. Spunea, dacă nu mă înșel, Strabon, tracii, dacă erau uniți, erau cei mai puternici din lume. Puteau să cucerească lumea. Dar nu erau uniți. Până să vină, bineînțeles, Burebista și să facă acea mare unire a triburilor trace, astfel încât să se realizeze contopirea în marele regat jet al lui Burebista, condus de Burebista. Dar n-a ținut foarte mult. Burebista a fost ucis în 44 înainte de Hristos. După aceea au venit, au continuat, pentru că erau și pe atunci, erau chiar dinainte de moartea marelui rege Jet. Războaiele așa numite daco-romane, de fapt traco-romane, războaie fratricide. Pentru că romanii, se știe din istorie, din istoria reală, din istoria aceea sinceră, nu cea modificată de unii și de alții la, cum îi spune, la ordinele unor servicii. Se știe din această istorie reală că au fost mai multe războaie din acestea și că romanii, de fapt, nu erau o etnie. Erau poate o naționalitate. De fapt, Imperiul Roman era un soi de Uniune Europeană de astăzi. Pe atunci, care era alcătuită din popoare din toate unghiurile Europei, în special popoare germanice, popoare celtice, galice, dar și tracice. În mare parte, a fi roman era însemna a fi cetățean liber purtător de armă. Nu însemna, eu știu, o etnie, nu însemna poate chiar nicio naționalitate, pentru că Imperiul Roman nu era, când spuneai Imperiul Roman, nu spuneai neapărat Italia, spuneai Europa. În mare parte, Europa de Sud și, bineînțeles, Nordul Africii după respectivele cuceriri. Bun. Uniunea Europeană, nu? Era acel Imperiu Roman. O Uniune Europeană de neamuri de pe atunci neguvernabile, am putea să spunem. Așa cum și noi am dat dovadă prin faptul că nu eram niciodată revoluționari, eram contrarevoluționari, având în vedere cum ne cataloga Karl Marx și Engels, bineînțeles, eram întotdeauna considerați ca neputând să ne autoguvernăm. Românii nu pot și nu vor să se autoguverneze, spunea Napoleon al III-lea. Hei, însă acest lucru a fost dovedit a fi greșit în scrisorile lui Alexandru Ioan Cuza către Napoleon al III, către Napoleon al III-lea, în care i-a arătat că da, pot să se autoguverneze și iată că au și un mare lider pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a înfăptuit reformele pe care le-a înfăptuit. Nu mai intrăm în detalii, printre care reforma educației, reforma agrară. Am obținut o Constituție, o țară unită, o țară, o principate unite pentru
am putea să spunem prima oară, de fapt era pentru a doua oară. Considerând și, sau luând în considerare și unirea de la 1600 înfăptuită de Mihai, voievod viteazul. Unirea este un cuvânt care nu este vag. Este ceva concret. Am spus. Atunci când poporul ne cheamă, poporul, atenție, nu statul, să se facă diferența între popor și stat, atunci când poporul ne cheamă, să răspundem. Nu înseamnă neapărat să luăm armele și să luptăm. Armele noastre sunt diferite. Cu toate că există divergențe și diferențe de opinii, ar trebui să fim uniți într-un singur neam. Însă nu suntem. Suntem dezbinați. Foarte mult. Avem propriile noastre interese. Nu e rău că le avem. Însă în momentul în care interesele personale, particulare, nu coincid cu interesele noastre ale tuturor și nu sunt aceleași, atunci când avem doar astfel de interese, atunci cu siguranță că vom funcționa dezbinați. Și când, mai ales când educația este astfel atacată de diversele infuzii, să spunem așa, occidentale, care nu sunt infuzii creștine, sunt infuzii, cum am menționat mai devreme, politic corecte, infuzii care nu țin cont de naționalitate. Doamne ferește, astăzi trebuie să fie, dacă spui ceva, dacă spui că ești de o anumită naționalitate, jignești. Dacă spui că ești de o anumită etnie, jignești. E că, cum adică? Da. Asta înseamnă că dacă spui că ești român, înseamnă că, păi cum adică, ești român? Adică nu ești italian? Adică nu ești nigerian? Sud-african? Nu ești tailandez? Filipinez? Adică cum? Ar trebui să spui că ar trebui să înșiri toate popoarele lumii. Să nu cumva să-i uiți pe vreunii. Poporul unit e un popor liber. E un popor puternic, liber, să decidă, să facă, adică un popor proprietar pe propria lui țară. Astăzi, în mare parte, suntem chiriași, într-un fel, în propria noastră țară, cu toate că proprietatea, iată că încă mai există. Mai avem proprietate pe la țară, mai avem și în oraș, însă se vrea a fi acaparată cumva, se vrea a fi dizolvată, pentru că în momentul în care nu mai ai cu ce să-ți plătești utilitățile, bineînțeles că te execută silit. În momentul în care nu mai ai cu ce să-ți plătești impozitele, taxele, care cresc, te execută silit. Rămâi fără proprietate. Și atunci se încurajează chiria. S-a încurajat chiria, inclusiv la job. Înainte vreme, românul era proprietar pe propria lui muncă, meșteșug, meserie. Avea pământ de-l cultiva, animale de le hrănea, le creștea, avea o meserie, avea un meșteșug. Astăzi, în mare parte, nu se vrea să continua cu aceste lucruri, pentru că de ce să producă el, micul român producător,
De ce să nu producă marele concern internațional? Lasă pe mâinile lor totul și vei avea totul, zic ei. Noi sperăm că este o modernă formă de sclavie care ne face să ne pierdem această proprietate a muncii făcute cu mâinile noastre. Și să deținem un job. Nu un loc de muncă. Un job. O acțiune antiromânească, de altfel. În continuare, totuși, mă gândesc că deși a fost o prăpastie destul de mare între 1918 și 2022, au existat totuși, începând cu anii 90, cu 1990, încoace, au existat o serie de patrioți și acei patrioți au făcut ceva pentru țară. Cu toate că există persoane astăzi, există români care cred că n-au făcut nimic. Cum că n-am auzit de ei? Cum? Cine sunt aceștia? Cum? De ce până acum n-am auzit de ei? De ce oare? Păi, cum ați vrea să auziți de ei la cutare sau cutare post mainstream la care vă uitați, pe care îi urmăriți, gen Antene, B1, Prima, etc., acestea naționale, care de fapt numai naționale nu sunt, e un monopol care a fost impus așa peste tot, a acaparat tot ce înseamnă național în mass media, bineînțeles. N-aveți cum să auziți de ei dacă nu-i căutați. Eu cum am auzit de ei? Cum i-am căutat și cum i-am găsit? Trebuia să mai existe ceva, m-am întrebat. Oare ce? Cineva? Alții decât era la prima vedere pe posturile acestea obișnuite. Cine au fost? Ăla. În 1990, domnul profesor doctor Constantin Cojocaru a venit cu o soluție la legea 15 din 90, denumită și legea Brucan, legea privatizării, care a fost o lege de asasin economic, de asasinat economic al țării, care a dat mână liberă multor baroni, să spunem așa, locali și internaționali, să vină să își retrocedeze și să-și privatizeze diferite terenuri, imobile, fabrici, uzine, industrie, etc. Și astfel că am avut un început foarte bun după 1989. Un picior drept bine înfipt în pământ cu care am început, dar a fost foarte ușor ocolit, dat la o parte de cele mai multe ori, a revenit, a fost apoi eliminat. Astăzi, din păcate, domnul Constantin Cojocaru nu mai este în viață. Dar ne-a lăsat totuși o lege Cojocaru scrisă încă din 1990, varianta Cojocaru, care s-a transformat, și aș vrea să fac cu ocazia aceasta un mit istoric al patrioților din ultimii 32 de ani din România. Ce au făcut ei, cine au fost ei și cum au procedat? În mare parte. Nu vreau să insist și să fac un amplu episod despre acest subiect, pentru că încă nu este cazul. O să facem ceva separat
în alte, cu alte ocazii, în alte episoade. Așadar, legea aceasta cu jucarul a fost ușor, ușor modificată, transformată, în așa fel încât să se, și am mai spus, să devină Constituția cetățenilor un proiect de țară, legislativ, care a fost inițiat de Constantin Cojucaru și construit împreună cu o serie de mari personalități într-o mișcare de inițiativă cetățenească, pentru că se poate face și se putea face și se poate în continuare face o astfel de mișcare, printre care Florian Colceag, domn profesor, antrenor de genii, Ioan Roșca, matematician, statistician, Miron Manega, jurnalist, om de litere, Ilie Bădescu, bineînțeles, sociolog și membru al Academiei Române, și mulți, mulți alții. Dar acest proiect nu a reușit să devină un proiect de schimbare a Constituției decât foarte târziu, prin 2014, până în 2016, am impresia, am aflat recent, a fost propus pentru dezbatere și este singurul proiect de acest gen care a fost acceptat și propus pentru dezbatere în monitorul oficial. Cred că nu mai este în monitor oficial în momentul de față, dar și mai erau alte proiecte, bineînțeles, proiectul de schimbare a Constituției al lui Crin Antonescu nu a fost acceptat în monitor oficial. Mai era și proiectul lui Primo Laurențiu, Constituția meritocrată, a mișcării meritocrația. Nici el nu a fost acceptat în monitorul oficial, dar iată că sunt proiecte. De ce n-am auzit de ei? Am putea să ne întrebăm. Păi de ce n-ați auzit de ei? Încă o dată. I-ați căutat? Ați căutat și altceva? Dom'le, nu se poate să fie doar atât. Ne complacem într-un soi de poiana lui Iocan. Hai să mai diagnosticăm un pic, nu? Să bârfim. Ăla face bine, ăla nu face bine. Ăla e așa, ăla nu e așa. Lucrurile acestea ne-au separat de ceea ce trebuie să fie de fapt românitatea, ceea ce trebuie să fie România, de fapt. Astfel că acest episod îl intitulăm și noi Unirea au ba. România au ba. Ce legătură are cu unirea, ceea ce spunem noi, micul istoric al patrioților din, din anii 90, 2000, 2010 și tot așa până încoace? Are foarte mare legătură pentru că în acele perioade, în acele mișcări, au existat dezbinări. Nu au avut succes datorită dezbinărilor care au fost în interiorul mișcărilor, cum a fost mișcarea de inițiativă cetățenească. Au existat dezbinări între ei, între membrii, au existat dezbinări între cei din afară, nu au fost lăsați să apară prea mult la televizor, bineînțeles, tocmai de aceea nu prea știți de ei. Și, bineînțeles, că proiectele lor au intrat într-un cont de umbră. Un cont de umbră în care acum proiectele lor nu mai contează. Mai departe, cine a mai fost printre patrioți? Am spus Florian Colceag, Ilie Bădescu, Ioan Roșca, Miron Manega, încă sunt în viață, din păcate. Nu mai este în viață doar Constantin Cojucaru dintre aceștia și mai este domnul Călin Georgescu. V-am explicat în episoadele anterioare. Avem un proiect de țară, hrană, apă, energie. Micul istoric al lui Călin Georgescu. Pentru că se spune ce a făcut Călin Georgescu, unde a fost că a fost plecat din țară, timp de 9 ani, apropo, deci nu timp de 32,
nu timp de 20, nu timp de 10, timp de 9 ani. A fost plecat, bineînțeles, în Austria. Proiectul de țară, hrană, apă, energie, este cel mai bun, cel mai simplu și cel mai viabil de pus în practică astăzi în România și nu numai, în țară și în alte țări. Dar în România, pentru că e un proiect de nișă românesc pur, bazat, bineînțeles, pe conceptul de dezvoltare durabilă, care nu este un concept branduit românesc în sine. El a fost conceput de multe alte minți din alte țări. Minți geniale, de altfel. Minți normale, minți simple, minți care au înțeles și au dat seama de ce înseamnă, de fapt, care este, de fapt, soluția la marea industrializare, marea revoluție industrială, care astăzi se vrea a se ajunge la episodul 4 sau 5. De ce nu cu transumanismul și toate cele, cu digitalizarea? Însă revoluția industrială, cum am mai spus, a avut un cuvânt cheie și l-are în continuare. Poluare. Poluare. Fizică, biologică, chimică, electromagnetică, de când cu noile, nu-i așa, tehnologii 5G, 6G, 10G, probabil 1000G, cine știe, până unde vom mai ajunge, pentru că secolul vitezei n-are limită de viteză. Ce a făcut domnul Călin Georgescu? Pe scurt, că a fost membru în clubul de la Roma, membru în respectiva organizație care astăzi este total globalistă, este adevărat. Că a fost raportor special ONU, este adevărat. Dar astăzi este la un alt nivel, la un nivel profund patriotic, mai profund decât a fost încă de la bun început. A ținut conferințe în țară, are zeci de conferințe, așa cum am mai spus și în episodul anterior, în care am vorbit despre rivalitățile între patrioți, episod destul de bine primit. Nu vom vorbi foarte mult despre Cumpăna României, care este cartea, așa cum v-am menționat-o și am prezentat-o pe scurt data trecută. Nu vom intra nici măcar în proiectul de țară prea mult. Nu vom detalia, deși am spus că o să facem episoade, ni s-a ridicat la fileu mingea și atunci provocarea am acceptat-o și o să facem. Nu vom face încă. În fond și la urma urmei, gândindu-ne mai bine, nu vrem să dăm totul pe tavă. Astfel că o să facem, o să spunem doar că proiectul acesta este un proiect al libertății de gândire, simțire, de realizare, libertatea de a fi, libertatea de a crea și de a produce. E vorba de micul producător, e vorba că tot ceea ce este mic este benefic, după cum mulți știu, de altfel, inclusiv globaliștii cunosc acest lucru, dar este inversul industrializării la scară largă. Pentru că industrializarea, așa cum am spus, produce poluare, produce exploatare, produce consum de resurse care sunt finite și care se regenerează, da sau nu, iar dacă da, se regenerează greu. Produce bunuri de slabă calitate, produce tehnologizare a industriei și digitalizare, astfel încât mâna omului să nu mai aibă nevoie să construiască respectivele bunuri și produse, servicii. Acest proiect a fost conceput pe mai mulți ani. În mai mulți ani, pentru
mult mai mulți ani. Adică, în, de-a lungul timpului, în mai bine de 10 ani, pentru mai bine de 30, poate mai bine de 50, poate chiar mai bine de 100 de ani, este un proiect de nișă, așa cum am spus, și un proiect prin care noi putem să facem totul dintre cele ce avem nevoie. Cum spunea părintele Iustin Pârvu, românii nu trebuie să importe nimic, ei pot să facă tot, nici măcar un cui nu avem nevoie să importăm. Ca atare, iată, asistăm astăzi, bineînțeles, la o deprofesionalizare a României, una cruntă și o promovare a incompetenței și a corupției ce a atins cote nemăsurate. Cu toții suntem de acord că românica noastră este foarte coruptă și nu ne mai dă prea mult din ceea ce avem nevoie, din ceea ce vrem și alegem ori să stăm aici în țară și să muncim pentru cei ale căror produsele consumăm în cantități industriale, ori să ne cărăm afară din țară. Pentru că nu avem nevoie să mai producem. Trebuie să fie aici, țara aceasta, să fie o piață de desfacere. Domnul Călin Georgescu știa lucrurile acestea, a văzut, le-a simțit, le-a observat, le-a cunoscut în afara țării prin multele activități pe care le-a desfășurat și bineînțeles că, iată, vine cu un proiect de țară care este destul de bine primit în continuare, deși după o perioadă destul de lungă de absență, a venit poate chiar la timp, deși destul de târziu, pentru că în momentul de față românii ne trezim atunci când este foarte, foarte târziu. Românii înfloresc în haos. A spus la un moment dat un foarte bun prieten. De altfel, o vorbă destul de înțeleaptă și, de ce nu, genială. Pentru că, iată, atunci când este haos, abia atunci românul își arată adevărata valoare. Atunci când existența este amenințată de impunerea dictaturilor care nu vin de la noi și nu sunt pentru noi. Nu noi am creat globalismul, nu noi am creat comunismul, nu noi am creat socialismul, deși am avut și noi socialism de tip dejist, ceaușist și alte nume. Și acum avem. Nu noi am creat toate aceste isme, de fapt, nu isme, că isma e foarte bună. Menta este o plantă curativă excepțională, extraordinară. Mă rog. Deci isme, fanatisme, nu noi le-am creat. Astăzi se vrea să fim ori deciși și uniți, noi înșine, prin noi înșine liberi, proprietari, producători, ori să fim conduși. Până și celulele noastre, corpului nostru, să fie conduse de diverse substanțe, de diverse nanoparticule, de diverse, mă rog, dispozitive micro, nano, pico, de ce nu, se vrea să fim ori conduși sau să ne conducem. Ori suntem guvernați, ori ne autoguvernăm. Da, aici ne suflă în cască. Pentru că, da, trebuie să auzim și să ascultăm de marii noștri înțelepți din trecut, Mihai Eminescu fiind unul dintre ei, cel mai mare om politic,
jurnalist, artist, dar o foarte mare conștiință, care ne-a lăsat teoria statului organic, o serie de articole și fragmente despre acest concept, care dacă stai să te gândești, statul organic înseamnă statul creat de noi, prin noi, creat de români, pentru români, compus din români, nu din angajați care primesc ordine în plic din afara țării și care le execută imediat, fără măcar să le pună la îndoială și să... adică pe nemâncate, pe neînghițite. Domnul doctor Călin Georgescu a scris două cărți, nu știu dacă a scris mai multe. Pentru un ideal comun ar fi cam prima carte, apoi Cumpăna României. A fost cel care în 2008, da, a coordonat și scris pentru a construi Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. O puteți găsi pe internet. Chiar e foarte ușor de găsit, încă. În format digital o să puteți să o citiți ca să vedeți ce am avut și ce am pierdut. Sau ce am întârziat. Poate n-am pierdut. Deci a ținut foarte multe conferințe prin țară, zeci, poate chiar sute, cu toate că a fost și plecat, a revenit, a plecat, a revenit. N-a fost bine primit, pentru că poporul nu era unit cu el, nu era dinpreună cu el, cum de altfel n-a fost dinpreună cu Constantin Cojocaru, Constantin Cojocaru cu mișcarea de inițiativă cetățenească a dorit să înființeze și un partid. Nu s-a putut, au fost, să spun așa, au colaborat mai mulți, mai multe personalități. Deja am numit personalitățile principale, au mai fost, bineînțeles, și alții, precum maestrul Florin Zanfirescu, apoi câțiva generali care mai apoi au fondat Partidul Generalilor, care așa s-a numit la început, cumva apureclit, nu numit oficial, e vorba de Partidul Neamul Românesc, generalul Unișor, Rotaru, Mircea Chelaru, erau membrii principali, fondatori ai respectivului partid. Nu s-a mers mai departe pentru că nu s-au înțeles între ei, au fost disensiuni și rivalități, și rivalități. Încă pe atunci, încă de pe atunci, în mișcarea lor s-au despărțit, s-au certat, s-au despărțit. N-am mers mai departe, l-am cunoscut personal pe Constantin Cojocaru. Am colaborat prin 2017-2018 la promovarea Constituției Cetățenilor. Pe atunci încă mai era în monitor oficial, știu că am căutat, am găsit. Mi se pare că prin 2018 sau 2019 a fost, acum mi-aduc mai bine aminte, a fost scoasă din propunerea de dezbatere, mă rog, sau cum se numea, din monitor oficial. Astăzi este încă un proiect viabil, deși nu s-au strâns semnăturile, trebuiau să strângă minim 500.000 de semnături. Nu s-a făcut o promovare destul de puternică. Nu cum este astăzi legea suveranității a lui Dan Chitic, nu existau nici pe atunci, Telegram nu exista. Din câte mi-aduc aminte, parcă nu exista WhatsApp sau exista Facebook. Exista, însă nu avea puterea pe care o are acum. Vedeți? Fructele se coc la timpul lor. Dacă noi considerăm că ce a făcut până acum? Unde a fost? Păi nu s-a putut. E timpul pierdut? Nu știu. Nu putem să spunem. Însă în momentul în care noi avem divergențe și nu ieșim din divergențele acestea și patrioții se ceartă între ei și se rivalizează și se arată cu degetul, batu, 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 batu,
tu nu ești fals patriot, ba nu, tu ești fals patriot, atunci cu siguranță că nu vom ajunge să fim uniți. Unirea nu va avea loc. Efectiv. Deci, Constantin Cojocaru, Călin Giurgescu au fost cumva dați la o parte. Știți, se spune, ne merităm conducătorii. Oare? Oare e adevărat? Oare e fals? Nu ne merităm sau ne merităm? Cum e? Cine a ales și cine a permis ca aceștia să rămână în funcție sau să vină și să... aceștia de la putere. Să vină și să plece, să vină, să plece, să vină, să plece, să se rotească între ei. Aceeași ciumă cu altă pălărie, nu? Sau cum era vorba? Cine a permis? Au permis serviciile și ei. Cine le-a dat lor mână liberă? Pentru că e o vorbă care circula mai pe la începutul secolului 20 a lui Henry Ford, în care spunea, citez aproximativ, dacă ar ști oamenii scopul nostru, ce vrem să facem, până mâine dimineață ar începe revoluția. Este vorba de manipulare care am permis să și o primim ca pâine și circ în viețile noastre, în mințile noastre. Nu o să ne fie bine. Lasă că merge și așa. Nu mai merge și așa. Alți patrioți au mai fost. Domn profesor Ovidiu Curduzeu. Cine e? Cine e ăsta? Am putea să întrebăm. Unii, alții. Unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja. Pentru că au ieșit mai des în public. Ovidiu Curduzeu, sociolog, scriitor, profesor universitar, a fost plecat în Statele Unite ale Americii, s-a întors prin anii 90, a scris câteva cărți, printre care România Profundă, A Treia Forță. Intrăm imediat în detalii, nu neapărat despre carte, despre ce presupune distributismul. Vom vorbi în continuare și despre aceste aspecte, distributismul și unirea. Cele două surori gemene, care una ajută pe cealaltă și cealaltă ajută pe una și se ajută reciproc. Am mai scris și cartea Sclavii Fericiți și nu știu dacă le citesc corect titlul, Sclavii Fericiți, lumea văzută din Silicon Valley, în care vorbește despre cei care astăzi sunt sclavi și sunt fericiți că sunt sclavi. Și chiar asta vor să fie, continuă să fie și se complac și sunt fericiți în situația de a fi sclavii multinaționalelor, corporațiilor. Nu există capitalism de cumetrie în sensul strict al cuvântului. Crony capitalism. Este corporatism. Centralizarea capitalurilor la vârf. Așa cum explica în Das Kapital sau Capitalul, mă rog, în traducere. Karl Marx, atunci în secolul XIX, când a scris acea cunoscută sau semi-cunoscută astăzi carte printre
așa zis și marxiști, mai nou purecliți neomarxiști, și care de altfel nu se afișează ei înșiși ca fiind neomarxiști neapărat și nu își dau aceste denumiri, ci noi le dăm aceste denumiri pentru că, iată, așa am convenit, neomarxiști, neobolșevici de tip progresist, etc. Nu există acestea. Există isme, de care am spus, fanatisme de toate aceste tipuri, care sunt preferințe pentru anumite activități, pentru anumite feluri de a fi, pentru anumite concepții, doctrine, dogme, idealuri, etc. Dar nu există neapărat comunism, bolșevism, neobolșevism, neomarxism, marxism în sine. Nu există. Nu există un act de fondare a așa ceva. Nu există un stat neomarxist. Nu există. Nu există un guvern neomarxist. Nu există. Nu există un act de constituire a acestui tip de, nu știu, doctrină. Nu există. El este doar rostit de noi. Cei care acceptăm rostirea acestor cuvinte. Din câte mi-aduc aminte, Ovidiu Curduzeu a făcut, poate chiar face în continuare, parte din Liga Distributistă, Ion Mihalache. Oh, ce este asta? Ce? Cum adică? N-am auzit. Nici de Liga Distributistă, Ion Mihalache, mulți dintre voi n-ați auzit. Interesant, pentru că pe lângă faptul că am fost manipulați, am permis manipularea, nici n-am căutat, mulți dintre noi, doar câțiva am reușit să căutăm, pentru că ne-a interesat să vedem dacă există și altceva față de ceea ce ni se dă. Mai există și altceva decât pâinea și circul din societatea jocurilor foamei? Hai să vedem. Și am aflat, da, mai există. Da, există patrioți. Da, în anii 90, da, în anii 2000, da, în anii 2010, 2020. Sunt, au fost, sunt și vor mai fi patrioți care luptă și ar trebui să fim uniți cu ei. Indiferent că spunem ce a făcut timp de... Unde a fost tot timpul ăsta? De ce n-a participat la protest? De ce nu și-a luat amenzi pe nepurtarea scutecului de bărbie? Sau pe, pentru că organiza proteste de mii și mii și zeci de mii de persoane? De ce nu și-a luat amenzi? Asta înseamnă să fii patriot. Nu. E insuficient. E insuficient. Poți să vii la protest și să mergi la protest și să te duci și să protestezi și să urli și să strigi până nu mai poți. Până când nu mai ai glas, până când nu mai ai... până nu te mai miști. Nu vei rezolva nimic. Atâta timp cât sistemul funcționează în continuare. Nu vei rezolva nimic pentru că mai trebuie și altceva să faci. Și acel altceva este cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, care s-au ales, auto-ales, din conștiință, într-o mai mică sau mai mare măsură, să facă o acțiune civică, o acțiune juridică, o petiție, plângeri penale, să facă mai departe acțiuni inclusiv caritabile, de ce nu, pentru cei care au încă nevoie, și există persoane care au încă nevoie. Senatorii ce ar trebui să facă? Deputații? Bineînțeles, să răspundă cerințelor poporului, să plece pe teren, sigur, să facă declarații politice, să facă inițiative legislative, etc., etc. Deci e complexă treaba. Dar cu ei trebuie să fim dinpreună, uniți. Când ei strigă
hai să facem treabă, să conștientizăm că trebuie să facem treabă. Și mergem cu ei și facem treabă. Chiar dacă e vorba de un proces colectiv de mii de persoane, de mii de petenți, sau cum se numesc. Chiar dacă e vorba de o acțiune civică sau caritabilă, chiar dacă e vorba de un protest, nu? Poate că n-au putut să meargă la protest. Poate că au avut altceva de făcut. Poate că pe altă parte ajută. A, ce e hrană, apă, energie? Apropo, așa se numește proiectul de țară al domnului doctor Călin Georgescu. A, știți deja. De acum încolo veți ști și mai mult. Pentru că va fi din ce în ce mai promovat. Am spus, nu vom intra în detalii. Deja noul nostru prieten, Mihai Vizitiu, cel care are și un mic podcast cu câteva episoade în momentul de față, la Radu Roncea, pe YouTube, îl puteți găsi. Pe canalul de YouTube Radu Roncea puteți să intrați și să îl vedeți pe Mihai Vizitiu, în care explică diferite aspecte despre proiectul de țară și Cumpăra în România, cartea care e de fapt cea care reprezintă proiectul de țară. Acești oameni și-au dat mâinile deja. Am spus, Constantin Cojocaru nu mai este în viață, nu mai este printre noi, nu contează. Au colaborat la un moment dat? Da, au colaborat. În câteva episoade, ca să spunem așa, cu câteva ocazii, colaborează împreună Călin Georgescu, Ovidiu Hurduzeu și alții, sigur că colaborează. Sigur că colaborează. Și veți mai vedea împreună și îi veți vedea din ce în ce mai des împreună colaborând. Poate nu neapărat, mă rog, la același interviu, în același, pe același post de televiziune, la aceeași emisiune, poate că îi veți vedea făcând treabă împreună și veți ști, aha, deci distributiștii sunt uniți, se vor uni în curând și mai mult și își vor da mâna, nu ca la Milkov cu grăbire, ci în România, și România nu va mai fi România au ba, va fi România. Pentru că în momentul de față este ba. Nu avem nevoie deocamdată de mari proteste, ci de mari acțiuni simple, care au impact acum și peste mult timp de acum încolo, care vor face istorie. Acesta este impactul. Istoria. Iar ca să facem istorie, trebuie să fim dinpreună, uniți. Dacă ar fi ieșit în stradă vreo 2 milioane de români în marea urbe a Bucureștiului, acum câteva luni, anul trecut de altfel, toată această nebunie cu impunerea unor lucruri, știm noi care, ar fi încetat pe loc. Nu poți să dispersezi 2 milioane sau 3 sau 2 milioane jumate de, mă rog, de români. Nu numai din București, ci din toate celelalte, mă rog, orașe, localități. N-ai cum. Nici o tehnologie nu îți permite să dispersezi o așa de mare adunare de oameni. Aceea este unirea adevărată. În momentul de față, încă România este auba, de fapt, pentru că nu a venit timpul. Dar va veni timpul.
Am spus că distributiștii sunt uniți și vor fi din ce în ce mai uniți. Care e diferența? Ce este cu distributismul? Există Liga Distributistă Ion Mihalache din România, o organizație non-guvernamentală care a fost înființată pentru a promova și a materializa, practic, principiul creștin de dreptate socială. Care este distributismul? Așa cum a fost cristalizat el, teoretic, la începutul secolului 20, propunând o a treia cale între capitalism și socialism, în speță comunism. Cei care au început, care au generat distributismul în lume, care l-au conceput, au fost englezii G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, am mai spus în episodul cu distributismul, ce este distributismul, episodul 4 sau 3, am impresia. Vizionați-l și vedeți acolo o mică istorie a distributismului la noi în țară și apoi de ce l-am pierdut datorită socialismului care a venit după cel de-al doilea război mondial. Un socialism atroce care a generat trei episoade de colectivizare rurală și care practic a fost un asasinat economic de scară largă foarte mare. Dar distributismul vine cu o a treia cale a proprietarului producător, lucrător proprietar de teren, pământ, a agricultorului care este și meșteșugar, este și promovator al turismului, apropo, agroturism, în frumoasa noastră grădina a Maicii Domnului. Și nu este o utopie, cum au crezut mulți, ci este exact ceea ce ar trebui să ne salveze din colapsul economic produs de marea revoluție industrială. Tot ceea ce este mare și la scară largă, așa cum am mai spus, este dăunător, este producător de balast, în mare parte, de gunoaie, de poluare, nu de calitate. Ați putea să spuneți, cum, dar știți, multinaționalele au venit la noi în țară și ne-au adus locuri de muncă. Au existat locuri de muncă, apropo. Da, dar știți, fabricile și uzinele noastre nu mai erau fiabile. Erau, poluau și erau foarte, trebuiau distruse, trebuiau eliminate. Fals. Nu trebuiau eliminate, trebuiau refăcute, reconstruite, retehnologizate. Trebuia schimbat sistemul, chiar dacă nu mai erau, așa zis, fiabile. Cine spune că nu mai erau fiabile? Apropo, câțiva, cum să spun, care au făcut audit în anii 80, am impresia, în România și ne-au dat note proaste la acest capitol al industriei în care noi am băgat acei bani din împrumuturile din fondul, de la Fondul Monetar Internațional. Erau tot oamenilor. Aceia au făcut audit. Aceia ne-au dat notă proastă. Și au zis, nu este fiabilă. Cine au fost la cheii de serviciu? Hai să vedem. Pe vremea aceea și au spus, nu este fiabilă. Ca după aceea să fie distrusă și vândută aproape pe nimic, la fier vechi, marea noastră industrie producătoare de. Distributismul și unirea sunt
două surori gemene. Distributismul la noi a venit după Marea Unire, de la 1 decembrie 1918, a generat prosperitate, țăranii au fost reîmproprietăriți așa cum au fost și după unirea de la 24 ianuarie 1859, să nu uităm că prin reforma agrară se dorea și reîmproprietărirea țăranilor. De ce? Mi-amintesc că Victor Babeș spunea la un moment dat, vreți să scăpați de pelagră? Marele medic Victor Babeș, microbiolog, un geniu de altfel, vreți să scăpați de pelagră? Vă dau eu o soluție. Reîmproprietăriți țăranii. Pentru că proprietarul este un om liber, este un om care are, care face, care creează, produce prosperitate. Natura întotdeauna ne dă din abundență. A, sunt secete, au fost secete, vor mai fi secete. Sigur că da. Există și motive pentru care sunt secete. Motive fiind naturale, motive fiind antropice, de mâna omului, create, produse, dar, cauzate, dar, în general, de abundență. Și cum noi avem o natură foarte puternică, vă dați seama că pe frontispiciul acestei țări scrie bogăție. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Săracii cerșetori bogați, românii. Păi haideți să nu mai cerșim din poartă în poartă. Haideți să producem noi. Este chemare la unire. Este îndemnul la unirea românilor încă o dată. După această a patra mare unire, distributismul iar va veni la putere. Și va fi de data aceasta mai prosper. Pentru că acum avem tehnologii, avem inovație, vom avea. Vom avea și o educație pe măsură, profesională sau profesionalizată, bazată pe producerea de meserii, de vocație, fiecare om va avea, fiecare român va avea ceva de făcut, nu va muri de foame, nu va sărăci, din contră, va fi bogat. Veți vedea că proiectul de țară vine și cu un plan de redresare a economiei într-un mod organic, bineînțeles, dar bazat pe producție, nu pe împrumuturi. Pe producție, nu pe împrumuturi. Pentru producție avem nevoie de educație, avem nevoie de mâna românească de lucru care e sfântă, avem nevoie de genialitatea românului, omul care știe să facă de toate, tot ceea ce avem nevoie. Avem nevoie de micul producător să își dea mâna unul cu altul și să facă, în asocieri familiale, comunități mici, nu mari. Nu vrem țara aceasta să fie neapărat o țară agrară, trebuie să fie echilibru. Vom avea fonduri, inclusiv metode de a colecta fructele și legumele
în țară, în așa fel încât să nu se risipească. Pentru că, da, este o, una din cauze pentru sărăcie, este risipa. Dom'le, dacă risipești, dacă arunci mare parte din ceea ce produci, cum crezi că ai? Uite, așa o să fii cerșetor în propria ta țară. Uite, așa alții o să producă pentru tine, pentru că nu mai ai. Produci, dar tu nu mai ai. A, nu avem subvenții. A, nu avem piețe de desfacere. Vom avea. Există. Acum avem online-ul. Dăm exemplu. Moltsaranesc.ro. Intrați, o să vedeți acolo foarte multe, foarte mulți producători locali. Alegeți de pe hartă unde vă aflați, producătorii dumneavoastră locali, de bunuri, de servicii, de alimente, de fructe, legume, etc. Deci avem posibilitatea. Avem băncile de semințe, vom avea și pentru viitor ce să cultivăm, în ce fel, cu ce și unde, bineînțeles, avem nevoie de teren arabil, dar avem nevoie de munca, de mâna de lucru românesc. Toate acestea se pot reface. Vom reclădi, vom regenera. Da, e frumos, este un vis frumos. Hai să vedem cum se poate face. Păi fără noi toți nu se poate face nimic. Pentru că așa cum eram în piața universității și promovam Constituția cetățenilor, veneau la noi tot felul de români în vârstă, cu diferite vârste, de la 50, la 60, la 70, 80, 90 de ani. Și veneau să-și spună păsul cât au muncit ei, ce au creat în, pe vremea lui Ceaușescu, ce au făcut, ce au dres, ce mari succese au avut, ce diplome, ce realizări au construit, erau la construirea Transfăgărășanului sau la porțile de fier sau colo-colo pe șantiere, pe marele șantiere ale patriei, oameni care trăiau în trecut. Cam mai apoi, după ce le prezentăm, dar ce aveți voi aici? Păi avem Constituția Cetățenilor, știți? Vrem să schimbăm Constituția ca să avem și noi aia, ca să putem să avem un cadru legal, să putem să producem iarăși, să fim auto-independenți, să spunem așa, să fim noi înșine și să producem totul în țară și să dăm la export. Nu mai importăm atât. Să avem, să putem să dăm mai departe locuri de muncă, fonduri, să putem să ajutăm oamenii să-și deschidă o mică afacere, să fie antreprenorul foarte bine promovat și așa mai departe. Felicitări, vă urăm succes. Unii dintre ei nici măcar nu semnau. Dar ne urau succes. După ce ne-au... Întâi ne-au povestit viața lor din acele perioade pe meleagurile patriei, cum au construit, cum au adres, cum au făcut, cum au realizat, cum au fost ei mari, cum să zic, ingineri, mari savanți, mari aia, mai aia, aia, altă, mari. Și astăzi au pensii de nimic. Dar ne urează succes. Vă urez succes. Unul și altul. Bărbații, în mare parte, erau. Mai puține femei. Se pare că femeile erau mai altfel decât ei. Nu ne urau atât de mult succes. Pentru că nu erau atât de întreprinzătoare cum erau bărbații și atât de lăudoroase. Apropo. Distributismul, micul producător, așadar, producător, lucrător, proprietar al propriei sale ograde,
casă, pământ, sere, silozuri, hambare, etc. Grâne, livezi, vițe de vie și multe altele. Ferme de animale, mă rog, gospodării, în mare parte, pentru că fermele sunt mai mult industriale decât... Dar micul producător, dar micile comunități. Mici comunități cu mici comunități cu mici comunități, conectate între ele, evident, sunt și reprezintă unirea noastră a tuturor. Și atunci, potecile dintre patrioți nu o să mai fie pline de iarbă, de frunze, de mizerie, acoperite și bătătorite. Și libere de buruin. Dar avem nevoie ca toți să contribuim. Anul acesta este anul unirii. Să vedem ce o să facem pentru 1 decembrie 2022. Dar până atunci mai e, pentru că trebuie să trecem dintr-o iarnă în altă iarnă. Nu este iarna poporului român, ci este renaștere. Pentru că din iarnă, după solstițiu, 21 decembrie, vizionați episodul cu 21 decembrie, cel cu Marea Unire și cel cu protestul, vine renașterea. Reînnoirea naturii românești. Nu naturii patriei, nu neapărat a grădinii Maicii Domnului, ci naturii omenești românești. Stați cu noi, astfel că vă spunem, am consemnat. Vă salutăm cu stimă și respect în continuare și rămâneți cu noi pentru următoarele episoade. Dați-ne și nouă un like. Dacă n-ați dat subscribe până acum, dați subscribe ca să fiți notificați de următoare episoade când vor apărea și, de ce nu, lăsați un comentariu, câteva gânduri, dacă v-a plăcut sau nu, ca să știm și noi de voi și voi de noi, că oricum știți. Așadar, la revedere și toate cele bune!